Vă salut, prieteni! Bă, înainte de toate, vreau să dați un like la video și să vă abonați ca să văd și eu susținerea din partea voastră. Aș vrea să vă anunț că, de acum înainte, o să bag la final de clip unele comentarii de ale voastre de la clipul precedent, depinde care mi-atrage atenția mai mult. Au fost persoane care mi-au cerut chestia asta, așa că dați-i cu spam în comentarii și stați până la final că poate vă vedeți comentariul. Acum hai să trecem la poveste. Bă, voiați avut vreodată prietenul ăla pe care să-ți vină să-l bați odată la 10 minute? Că eu da. Am mâncat ăsta bătaie mai mult decât adversarii lui Moroșan, nu ești nebun? Efectiv, vedeam negru în fața ochilor când băga ăsta râsul lui enervant care te făcea să-i dai numai pumn în gură. Și credeți-mă că de-a lungul timpului n-au fost puține momente. Bă, eu când eram mai mic, pe la 10-12 ani, eram nebunit să mă joc cu mingea. Și culmea, dintre toți prietenii mei, fix ăsta s-a nemerit să fie cel mai bun la fotbal și cel mai disponibil mereu. Pe lângă asta, mai stătea și față în față cu mine, că, na, știți vorba aia, țineți prietenii aproape și dușmanii și mai aproape. Pe ăsta, chiar și dacă nu-l chemam afară, mă vedea el și venea imediat camilogul la mine la poartă. Gabone, mă primești și pe mine? La ce să te primesc, mă? Să ne jucăm amândoi cu mingea. Nu, frate, că nu mai stau nici eu mult. Mă duc imediat în casă, că m-a chemat mama. Asta îi ziceam numai ca să scap de gura lui și să plece acasă. Bă, dar în general ieșeam în drum și mă jucam cu el. Nu știu cum pana mea se făcea, că restul băieților aveau treabă și numai ăsta era liber mereu. Parcă eram blestemat să mă joc numai cu ăsta. Păi și în general stăteam numai cu ăsta de dimineață până seara și mă jucam cu mingea, dar de data asta eram trei băieți. Eram eu, Claudiu ăsta, copilul problemă și încă unul, Nicu. Bă, și stăteam noi în drum, ne jucam cu mingea aia și la un moment dat îl strigă un vecin de-al meu pe Claudiu. Claudiu, hai să-mi aduci mie o găleată de apă. Bă, ăsta era un nene bătrân care îl mai lua pe Claudiu ăsta să-i mai facă câte ceva treabă câteodată și apoi îl plătea. Bine, nu vă gândiți acum că îl plătea la modul să vină Claudiu cu Bentley-ul prin drum pe lângă noi, să dea geamul jos și să zică: ce faceți, băi, băi nebunilor? Ce draci aveți pe voi? Nici chiar așa. Îi dădea acolo un leu, doi, devenea ăsta în figură la noi cu un pumn de semințe maxim, că n-avea cu ce altceva. Bă, și se duce ăsta la nene cu live, vorbește cu el și după îl văd că vine cu o găleată în mână. Ce faci, măi, faci plinul de apă? Da, gabone, pot să intru să iau? Du-te, mă, și ia că nu-ți cer bani pe apă. Bă, eu eram cam singurul din zonă pe atunci care avea fântână, practic eram cel mai bogat. Bine, și eu tot sărac eram, dar eram cel mai bogat dintre niște oameni foarte săraci. Și mulți veneau la mine să ia apă din fântână. Bă, și se duce Claudiu al meu, scoate apă din fântână și după iese din curte cu găleata plină pentru nea Niculai. Acum, Nicu de lângă mine, nu vă gândiți că era cu mult peste nivelul lui Claudiu de inteligență. Așa, ca să vă imaginați, pe o scară de la 1 la 10, Claudiu era pe la 0,5 și Nicu pe la 1, deci mult peste el. Și nu mă laud pe Nicu că începe să zică: bă, Claudiu, n-ai tu pe o să te plici în găleata lui nea Niculai? Păi și lui Claudiu ăsta nu-i trebuia foarte mult. Deja dacă băgai un n-ai tu pe o să, nu mai era cale lungă până să facă ăsta ce vrei tu. Nu conta ce era, puteai să-i zici: n-ai tu pe o să sari din copac, n-ai tu pe o să-ți dai pantalonii jos. Răspunsul ăsta era mereu: cine, mă, eu cum să n-am tupeu? Așa că și în cazul ăsta, după ce Nicu din imensa lui inteligență i-a lansat provocare să se piși în găleata cu apa lui nea Niculai, răspunsul lui Claudiu a fost: ei, n-am tupeu, normal că am. La care Nicu: hai, mă, să văd, nu cred că ai tupeu. Toci, mă, că am tupeu, dar nu vreau să mă vadă cumva. Ha, n-are tupeu, fraierul. N-ai tupeu, mă, ești fricos, ți-e frică de nea Niculai. Nu, mi-e frică, mă, ce ai? Ba da, mă, ți-e frică, n-ai tupeu, fraiere. Eu stai, mă, așa. Mă, și numai văd pe Claudiu că se întoarce cu spatele la noi, îi scoate muștiu cu afară și se pișe în găleata cu apă lui nea Niculai. Bă, noi am rămas șocați amândoi. Am zis: bă, ăsta n-are cum să fie de pe pământ, frate. Ăsta e o jignire pentru oamenii proști. Ăsta trebuie luat și ținut închis, frate, că e pericol pentru societate, ești nebun? Da, Claudiu al meu n-avea niciun stres. Începe să râdă și zice: hă, v-am zis proștilor că am tupeu? Păi voi vă puneți cu mine? Bă, și nicui prost că a putut să-i treacă prin minte așa ceva, dar tu l-ai întrecut de mult. Dacă prostia ar durea, tu ai fi în comă la spital, mă. Taci, mă, că nici nu o să-și dea seama nea Niculai. Nu cred că i-a schimbat gustul prea mult la apă. Bă, și în timpul ăsta cât vorbeam noi, nu știu cum a avut Claudiu norocul ăsta de o văd pe maică că vine în drum. Mă, și numai mă uit la Claudiu, deja se îngălbenise la față, i-a pierdut tot cheful de râs și îi zic lui maică sa: tanti, ia uite ce a făcut Claudiu, s-a pișat în găleata cu apa lui nea Niculai. Ce ai făcut, mă, pușlama? Da, tanti, acum s-a întâmplat, râdea și s-a pișat acolo. Bă, maică sa când a auzit asta, s-a activat. Bă, necazule, cum să faci, mă, așa ceva? Bă, lepră de copil, tu te piși în găleata la omul ăla? Nu ți-e rușine, mă? Bă, și lea pe Claudiu al meu și pac, îi dă vreo două palme la cur. Bă, nesimțitule, dar mă faci de râs la oameni. Dă-i drumul mai repede și spală găleata la om și du-i apă curată că te bat până nu mai știi ce-i cu tine. Ăsta a început să se smiorcă el la măsa. Mamă, dar Nicu m-a pus să mă piși acolo.
Mă, și tu faci ce zice Nicu? Dacă zice Nicu să sari în fața mașinii, tu sari? Băi, eu cu Nicu râdeam de crăpam, frate, dar încercam să ne abținem. Știți că este vorba aia că prostia doare. E în cazul lui Claudiu chiar adură, că și-a luat câteva palme la cur de la maică-sa de la drucuri o săptămână. Păi și după asta se duce Claudiu, spală găleata lui Nea Neculai și după îi duce apă curată. Bă, dar așa copil prost n-am mai văzut. Nu credeam că ar fi în stare să fac așa ceva. Mă, și după faza asta, am mai trecut o perioadă de timp și eu, fiindcă eram în vacanță, tot ieșeam prin curte cu mingea. Și într-o seară vine Claudiu ăsta la mine la poartă și zice: Gabone, mă primești și pe mine? Nu, mă, că vreau să mă joc singur. Hai, bă, că nu-ți mănânc mingea aia. Hai că vin și eu. Bă, tu n-auzi că vreau să mă joc singur? Du-te acasă. A, da? Băi, și aici s-a întâmplat ceva la creierul imens al lui Claudiu și s-a gândit el să mă ardă pe mine că nu-l primesc eu în curte. Băi, și deodată mă uit eu la ăsta și îl văd că se pișă pe poarta mea și după fuge. Bă, căcatule, vină în coa că te rup cu bătaia. Ăsta a fugit imediat la el în curte și râdea ca prost în continuu. Lasă-mă că e cald afară, s-a răcorit puțin și poarta aia. Da, da, las că vezi tu. Dacă te mai prind vreodată pe aici, îți rup picioarele și te bag cu ele la cur. Băi, și mă duc eu înapoi la mingea mea, mă joc puțin pe acolo și când întorc capul spre poartă, Claudiu ăsta iar se pișoa pe poarta mea. Băi, și dau să fug repede să-l prind, dar nu reușesc nici de data asta. Fraierul fugea în curte la el imediat că v-am zis că stătea față în față cu mine. Lasă că te prind eu, mă, răpciugosule, să vezi cum îți dau capace până îți fac capul cât pepenele. Băi, și după faza asta s-a oprit n-a se pișa pe poarta mea. Și sincer nu cred că de frica mea, că bătaia mai lua de la mine, deja era imun. În schimb cred că a rămas fără muniție, că altfel sigur ar mai fi făcut-o. Și după câteva minute îl văd pe ăsta că vine iar la mine la poartă și zice: Bă, Gabone, scuză-mă frate, nu mai piși pe poarta ta. Ce scuze, mă, pișărcosule, vii acum să-ți cer scuze? Scuză-mă, frate, promit că nu mai fac. Nu vrei să mă primești pe mine să ne jucăm? Bă, și acum, eu normal aș fi zis că nu, dar m-am gândit mai bine. Am zis hai să-l chem în curte și dacă vine prostul, sar pe el direct și-i dau până se satură. Și zic lui ăsta: Da, mă, hai, vino și tu. Bă, da, nu mă ba sau ceva, da? Că ți-am zis că nu mai fac. Nu, bă, ce ai, de ce să te ba, doar suntem prieteni, nu? Bă, și-a înghițit ăsta gălușca și vine la mine. În momentul ăla l-am prins de tricou și încep să-i dau în continuu numai șuturi în fund. Na, mă, na, na, te mai piși, mă, la mine pe poartă? Bă, stai, mă, bă, că bune, stai că nu mai fac, mă, ți-am zis că nu mai fac. Nu mai faci, a? Lasă că mai auzi eu de astea, ia să-ți ajungă. Bă, și după ce îi dau eu câteva șuturi bune în fundul ăsta, așa din toată inima, îi dau drumul și îmi zice ăsta: Bă, ce prost ești, ce dai, mă, ca nebunul, că ți-am zis că nu mai fac. Da, mă, lasă că mai auzi eu din astea, fără o bătaie bună tu nu te liniștești. Lasă că mă duc să-i zic lui mama cum ai bătut, hai să vezi tu, fraiere. Du-te, mă, și zic că-i zic și eu că te-ai pișat pe poartă la mine, pișărcosule. Bă, și se duce ăsta acasă și imediat după văd că vine cu maică-sa la mine. Gabone, dar ce ai avut, Claudiu, că a zis că l-ai bătut? Nu l-am bătut, anti, i-am dat câteva șuturi în fund, dar el s-a pișat pe poartă la mine. Ce a avut cu poarta mea, că nu i-a făcut nimic? La care maică-sa: Ce ai făcut, mă? Te-ai pișat pe poarta lui? Da, tanti, nu vezi că-i udă poarta? S-a pișat el că n-am vrut să-l primesc în curte. Ia treci, mă, tu acasă, pușlamace ești. Mă faci de râs la lume prin sat? Nerușinatule. Bă, și lea maică-sa și mai dă și ea câteva după cap și îl duce în curte la ei. După asta eu îl mai auzeam pe Claudiu cum țipa: Băleu, mamă, băleu, nu mai da, că nu mai fac nimic. Taci din gură, obrăznicătură. Altă dată să știi să nu te mai piși pe porțile oamenilor, că mă faci de râs. Băi, practic Claudiu al meu și-a luat-o de două ori în ziua aia. Și de la mine și de la măsa. După asta am plecat bucuros acasă că nebunul ăla a primit ce merita, chiar de două ori. Băi, frate, cam asta a fost pe azi și, în concluzie, dacă vrei să ceri niște apă cuiva, asigură-te că nu-i de la Claudiu, ca să nu pățești ca Nea Neculai. Și acestea fiind spuse, eu vă rog să dați un like la video și să vă abonați, iar acum o să vă las cu cele mai șmechere comentarii de data trecută. Pa, pa!